întors în țară, vă povesteam că ne dorim să descoperim România diferit de cum am făcut-o până acum. După o lună petrecută în capitala țării, luăm acum drumul muntelui, sperând să descoperim oameni și locuri de poveste. Până una alta, astăzi ne așteaptă Transfăgărășanul, o primă noapte petrecută la cort în Țara Făgărașului și o mănăstire veche de când lumea, exemplu al turismului făcut ca la carte. Nici 500 de metri n-am mai urcat și am văzut niște cașcavaluri și niște cărnați. Și... Ai zis că ți-a mai rămas loc de la papanaș să ne umplim cu ceva. Să umplem cu cașcaval ca să nu ne mai fie poftă de papanaș. Niște cărnați din ăștia uscați. Să buști ca să vezi să înțelegi. Ce se face cu ochiul? Mie ăia foarte uscați. Cărnații ăia foarte uscați sunt picanți? Lasă, din față e picanți. Râsul aia am făcut. Sunt trei feluri. Asta din ce lapte e? E de care vrei. Asta de aici. De bivor. De bivor? Matflat. Cât să fie? Așa, 1 centimetru. Să mâncați acum, nu? Da, da, da. De unde? Sighet, de partea aia. Da, 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 da. Da, acolo ne îndreptăm acum. Încolo mergem. Aici oi sunt, nu? Da, aici e eu. Mulțumim frumos! Scor la bani! Nu știu cât se poate vedea pe cameră, dar noi ne-am oprit prima dată acolo undeva jos, după aia ne-am oprit aici, ne mai oprim 5 secunde mai târziu, iară, ne oprim într-una. Nu mai e, să știi că, bine, de fapt o să mai fie și valea când cobori, e impresionant, dar nu prea mai zone se oprește. Să știi că mă așteptam, totuși fiind sâmbătă, să fie mult mai aglomerat decât e. Și eu. N-am surpriză când ne bucurăm mai tare de peisaj. Ne apropiem, nu știu câți kilometri mai avem până la Bâlea Lac. Puțin, foarte puțin și deja s-a făcut o coadă bară la bară. Și fix acum noi nu spuneam că nu e aglomerat, dar se pare că nu era aglomerat unde eram noi. Situația la Bâlea Lac se prezintă cam așa. Nu cred că o să coborâm pentru că se pare că nu avem unde să parcăm. Și e foarte, foarte, foarte aglomerat. Nu e un loc turistic, e un loc foarte turistic, în schimb e frumos rău de tot. Și până la urmă, cred că așa și trebuie să fie, nu? Să fie aglomerat, te referi? Da, să fie turistic, să fie aglomerat. Mă rog, m-am prins pe drum, în schimb, acum că i-am așezat aici puțin așa și că putem să ne bucurăm de priveliște, asta îmi dau seama că e pe bună dreptate aglomerat și turistic și că așa ar trebui să fie mai toate locurile din România. Există două parcări, am văzut, una pe stânga, una pe dreapta la intrare, de fapt la ieșire din tunel. În schimb, sunt mașini parcate până aici, noi suntem undeva în capăt. Și peste muntele ăsta e Bâlea Lac. O să mergem și până acolo să vedem. Și vestitul bulz. Deci a văzut lango și nu mă mai înțeleg cu el. Bună ziua, un langos simplu. Cu zahăr? Cu zahăr. Poți? Mulțumim frumos, o zi bună. Și acum ducem langoșul sus. De ce ai zis? Mi-a venit și mie rândul la degustare, după ce șoareci le-am mâncat aici, în cursul ăsta. Mi se pare bun, dar nu cred că e cel mai autentic așa. A fost mai bun papanaș. Parcă e puțin mai ciudată cursa asta față și am mai mâncat noi. Dar vedeți, mă acucă cu zahăr. Dacă vei putem să mai luăm unul, că mai era o tarabă diferită, să vedem poate alea mai autentic. Văd că sunt oameni pe partea cealaltă a lacului care cred că au și un cățel cu ei și se plimbă, cred că poți să dai acolo. Deci lacul ăsta e superb, e o oglindă pur și simplu pentru munte. Lacul Bâlea este un lac glaciar, dar asta nu înseamnă că este format din apa unui ghețar, ci că cu foarte mult timp în urmă un ghețar a format această căldare, se numește un circ glaciar. Și acum lacul este format din apa de ploaie și zăpada topită care se acumulează. Că natura a fost mai mult decât darnică cu acest loc este clar deja pentru toată lumea. Însă, ca să fim sinceri până la capăt, suntem de părere că tarabele și clădirile ridicate în ultima perioadă nu sunt în armonie cu frumusețea acestui loc. Dimpotrivă. Cu toate astea, e plăcut să vezi că în România sunt locuri pline ochi de turiști, că produsele locale sunt încă la mare căutare și că tradiția, așa cum este ea astăzi, merge totuși mai departe. Deci e 7 fără 25 și e încă plin de oameni. Mi se pare foarte aglomerat. Și nu prea dă lumea semne că ar pleca acasă. Sau, mă rog, la cazare. Bine, nici noi nu dăm semne. Nu avem nici camping, nu avem rezervare nicăieri, dar mergem cu cortul, nu-i problemă. Are România păduri, nu e asta problema. Punem la marginea drumului. Nu știu de ce, dar așa... Îmi pare mie că urmează o aventură, așa îmi simt miros. Doar ce am coborât de pe Transfăgărășan și am început să căutăm campinguri, pentru că nu aveam, exact cum am spus mai devreme, nu aveam absolut nimic rezervat și am găsit un camping la, nu știu, 20 de kilometri. Am venit, am avut și noroc pentru că sunt locuri disponibile. Mircea, se întorce și el acum. Faci vlog? Da. Cât ai plătit? Am plătit? 2 persoane și un cort. Și mașina, da, tot. Ah, nu e așa scump. Foarte ieftin, doar că trebuie să scoatem bani de pe card pentru că noi avem 60 de lei, toți banii cash. Și nu prea o să mai meargă. Păi scria că putem să plătim aici cu cardul. Scria, dar nu merge, că eu sunt stricat. Am plătit cash și trebuie să facem rost de cash pentru că o să avem nevoie de cash. Păi vedem mâine pe drum, da. Cum ți s-a părut campingul? Că te plimba mai mult. Băi, avem și curent la... undeva lângă recepție, 3 prize, să ne încărcăm camerele. Din câte am văzut noi când am venit, sunt mai multe grădini așa și e aproape plin, oricum sunt foarte multe familii. Da, și sunt niște zone unde oameni, pare că s-au mutat aici. Făceau grătare. Da. Hai că poate facem un tur mai încolo când ne trece rușine. Da, hai să foarte cortul. Eu e prima dată când merg cu cortul, Mircea a mai fost și mă bazez pe el că o să facă cortul. Că e expert. A, și am văzut mai devreme să vă arăt. Nu scoate el din mașină. Aici cred că e cina din seara asta. Niște mere care arată foarte bine. Ai întrebat dacă în banii ăștia e și cina inclusă? Merele astea din căfar? Nu cred că să-mi spune nimeni, dacă câte mere poți să mănânci. Nu știu ce să zic, nu m-a jucat. Nu m-a jucat. Avem noi să-ți faci dulceață, dacă mănânci ceva mere, nu cred că... Urmează să punem protecția de ploaie. Să nu cumva să plouă. Și să nu facă condens. Cortul să facă condens protecția. Lasă că tu mergi cu cortul, pare că e specialist în vânzări. Chiar pare. Și acest material impermeabil, din ce fibre este realizat? Care se găsește doar la Decathlon, la 200 de lei. Da, dacă se pare că când ai fost cu cortul, ai avut niște accidente la niște păsări. Da. Dacă vine o ploaie puternică, nu te plouă nici prea tare, nici prea puțin. Stai că nu mai găsesc centru. Aici, așa, cred. Așa. Important să fie ușa cu ușa în același loc. Am reușit. Aici trebuie să legăm niște chestii. Ați făcut o treabă excelentă, domnul arhitect. Și repede. Da. Și treaba bună, solidă. Și vânătă în călcâie. Am înțeles. Asta cu treaba bună discutăm mâine. Terenul e puțin accidentat. S-ar putea să pătrezești cu niște junghiuri, dar e cea mai bună zonă, mai ales cea mai bună zonă. Mm. O să dormi super în prima ta seară la cort. Sigur. Acum trebuie să înfigi arzătorul ăla în butelie. Deci asta e butelia, mămică, am călduța asta. Și asta? Da. Îl împing? Aha. Așa. Și cred că poți să-l rotești puțin. Da, foarte puțin. Să nu fac, spre, invers. Să nu facă clanț prea atâta. Așa. Acum chestiile alea trei de sus le rotești. Așa. Și acum umpleți ceainicul cu apă ca să fii pregătită când ai foc, să nu ardem gazul de pomană. Uite, bă, Deluță. Nu se poate. Deluță! Mină, mă! Ce faci, mă? Ce-i cu ăștia doi, mă? Ce faci, mă? Nu zici că îi cheamă și pe ăștia tot Simion. Bună seara! Bună seara, frumuseții! Cum ai venit aici? Știu că ești leșinată după cățeluși, da? Are puiuți. Luăm trei acasă. Propuseți. Hai că pun un ceai. Vrei și tu? Vrei și tu un ceai? Da, și pe tine, imediat, imediat. Bacile. Ai auzit cum se vorbește pe aici? Limba? De ce-ți bași, nu? Hai, măi, acasă! Du-te! Ia vezi, du-te și vezi cu camera aia. Altă limbă. Dar nu cu vacile, cu cai. Are trei cai. Ce e, mă? Te duci după cai. Mamă, ce frumoasă! Vreau să beau din cana de asta de metal pentru că mi-aduce aminte de cănile de la grădiniță și ne dădeau ceai dimineața. Bine, ăla era bun ceaiul, că băgau o lingură de zahăr, o calmea. Cele mai frumoase momente sunt astea de acum și când te trezești. Și noaptea nu? Nu, e oribil. De ce? Pentru că ai junghiuri multe de la terenul accidentat. Noi n-avem saltele umflabile sau ceva și dormim doar pe... O saltea care, mă rog, e din aia micuță asta de... Poți să ții saltea umflabilă. Da, noi avem doar izopren sau nu știu cum se numește. Mamă, dar se face super umiditate că se simte pe asta. Da. Și poate să fie frig și cam atâta. Am făcut ceaiul și acum îl bem cu chili. Da. Nu cred că se vede pe cameră, dar e sunt doi cai chiar aici, la gardă. Parcă mi-e cald așa, mă. E ora 10? Da, dar nu mai țipa tu, că trezești pe toți. Nu, încă nu sunt așa aproape. E destul de liniște și e ciudat așa, m-am îmbrăcat gros, parcă mai ia căldura acum, că mai... Da, încă și eu, la fel. E mai cald decât mă așteptam. Am scris liniște? Am liniște. Se vede nebunește acest canal, foarte Alo, alo. Asta e problema? Nu știu. Și n-a fost la trei la noi. Noi ne băgăm la sub și... Acum termin, mă, gata. Și revenim mâine cu impresia. Hai să ușor. Bună dimineața la cafeluță. Ce faci? Pentru mine cel mai greu e că trebuie să mă mut de pe o parte pe alta foarte des, pentru că nu e confortabil, spate, da. Să ne sponsorizeze cineva o saltă luptă. Decathlon. Teleshopping-ul. M-am dus la 4 dimineața la baie. Am mers 500 de metri până la baie. Păi noi ne-am pus în capătul ca să fim cei mai izolați. Cei mai proști. Și cum a fost? M-a excursie la 4 dimineața. Hai, lasă-mă că nu-i somn. Vrei să ne mutăm la cort? În Iugoslavia. Dar pe tine ce, nu te filmezi la ora asta? Pentru că eu sunt fresh, n-am nicio treabă. Ia să văd. Ce? Ce? Fresh? Eu sunt fresh. De ce râzi, mă? Ne vedem mai târziu. A început să sară soarele. Plecăm acum de la camping, însă nu vreau să plecăm până să vă arătăm și cum se numește campingul. Așa se numește, este foarte aproape de Transfăgărășan, de ieșirea dinspre Transfăgărășan. Și eu n-am mai fost la niciun camping, dar Mircea a mai fost. Mie mi se pare până acum cel mai bine, nu știu, dotat și felul în care arată, e foarte curat. A fost liniște, acolo sunt toaletele, nu o să mă duc pentru că sunt oameni și nu vreau să... Vreau să-i deranjez. Fiind cam așa arată și pe aleiuța asta, dacă mergi în spate, se fac tot felul de mini-grădini, așa, stânga-dreapta, stânga-dreapta, iar noi stăteam în spatele campingului. Haideți că a plecat cineva și pot să vă arăt. Aici sunt toaletele, tot timpul e curat la o toaletă. Aici puteți să vă spălați pe mâini. Arată foarte, 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 foarte bine. Și mai e aici o zonă de grătar, unde noi când am ajuns aseară era petrecere, dar pe la ora 8 deja s-a făcut liniște. Și aici cred că puteți să veniți la ușiceaun, puteți să vă faceți grătar de toate felurile. Aici se pare că puteți să stați, să jucați un șah, au și Wi-Fi. Deci e foarte, 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 foarte frumos locul ăsta. Și vă recomandăm să veniți. Cum spuneam, noi pe aici vă luăm așa la dreapta și după se face stânga și în capăt e locul unde ne-am pus noi cortul, unde am campat. Foarte multe familii, foarte mulți oameni cu minivanuri sau cu... autorulote. Și încă o dată am plătit 70 de lei pentru două persoane și pentru mașină, cort, mașină și două persoane. Nu știu să, deși am făcut germană 7 ani, nu știu să citesc, de U, de Wilg, bar n-am. Am omorât germana, salcea bătrână în română. Noi n-am făcut rezervare, am găsit loc, însă dacă veniți, cred că ar fi mai mai smart să vă faceți rezervare. Next destination? Mergem la Mănăstirea Cisterciană din sat și după aceea la Sibieni. Ok, hai! În satul Cârța există și Mănăstirea Cisterciană, pe care am venit să o vedem. Și are aici o descriere, dar începe puțin așa, abrupt, începe, cred că din mijlocul vreunui text. Ei au primit terenuri inutilizabile, noaștri în păduri, de la regi, prinși și donatori, pe acestea au construit mănăstiri, au dezvoltat terenuri agricole și au practicat cu succes agricultura și piscicultura. Cistercienii erau catolici și au venit pe la 1200 sub protecția regilor maghiari în Transilvania. Prin muncă grea au asanat măștina și pădurea sălbatică de la Cârța, iar pentru început au construit o bazilică simplă din lemn. În secolul XV se dovedesc a fi mai preocupați de viața materială și luxoasă. Interesele economice ale sibienilor au jucat un rol important în decizia privind soarta mănăstirii. Uite o barză pe... Cum e intrarea? Aici e cimitirul. N-am mai întâlnit până acum intrarea principală să trimită către cimitir. Păi și poate n-a fost așa de la început. Nu știu, dar e... foarte bine întreținut, foarte curat și plin cu flori. Sincer, nu așteptam la asta într-un sat din România de care nici măcar n-am auzit, care se numește cum? Cârța. Cârța. Adică... foarte frumoasă. Și foarte bine întreținută. Foarte bine întreținută. Mă fascinează mult mai mult că e o ruină îngrijită decât dacă era biserica completă. Da, bine, că biserica în interior e completă, adică da. Nu... Dar cât de bine întreținută e... Nu ne-a întrebat nimeni nimic, am intrat aici, nu știu, sunt niște chestii de-astea transfăgărășanul, am stat ieri bară la bară, știi, și după aia vii aici și e atât de frumos și trei oameni. Ce ai ajuns din greșeală. Exact. Când probabil au ajuns ceilalți. Și că aici suntem în partea de nord a mănăstirii și în zona asta le era permis accesul doar călugărilor care știau să citească și acolo undeva, am văzut în zid, acolo erau păstrate cărțile. Fără să generalizez în vreun fel, dar foarte rar am intrat într-o biserică catolică, fie ea că e ruină sau e funcțională și nu a fost și a fost neîngrijită sau știi? Da, cam așa e. Foarte rar și tot timpul sunt flori în bisericile catolice. După ce ai vizitat-o, din ce an crezi tu că e mănăstirea? 1500? Aici, departe. Prima atestare din 1200 și poarta aia de la intrarea aia gotică, din piatră, a fost construită după invazia mongolă din 1240. Poți să-ți imaginezi că mongolii au trecut pe aici? Nu. Și în 1400 și ceva, Matei Corvin a desfințat-o din motive politice, pentru că el susținea episcopii ortodoxi din România și a fost predată sibienilor. Și în 2013 a fost restaurată și... Deci de atunci e în funcțiune ca muzeu, funcționează ca muzeu și ca... și mormintele alea pe care le-am văzut acolo în cimitirul ăla. Nu sunt, eu credeam că sunt ale călugărilor. Sunt ale soldaților germani care au murit în primul război mondial. Deși nu este o regulă, de cele mai multe ori, cele mai neașteptate locații oferă cele mai puternice lecții. Lecții despre omenie, despre puterea unei comunități, despre turism, despre lucru bine făcut. Deși Cârța nu este nici pe departe în topul destinațiilor din România, este însă dovada faptului că și la noi se poate. Acestea fiind spuse, noi ne continuăm acum drumul către Sighet, curioși de poveștile pe care urmează să le descoperim. Pe curând! Deci nu pot să filmez, ca să știți de ce nu aveți cadre cu nimic, pentru că nu pometei cu ăsta, nu pot să filmez nimic cu el. Ulciorul ăsta nici nu se vede când le ptezi. Da, e bun. Am mâncat astăzi, zici că am mâncat 3 munți, asta nu e mașină. Da, am măcat, că să ne recăpățăm energia. Trebuie să ne facem și ceai din asta. Nu mai avem nicio apă. Să știți că ne facem și duș mai încolo, la dușuri. Acum facem teatru. Când am văzut dimineața, aia care stau cu mașina acolo, cu doua mașină, dormea unul în hamac. Și alegă în hamac, mașina era deschisă, cred că e un condensar, mașina cred că e numai apă. Și avea și eu, legat de mașină, nu știu cum stau, ceva. Și eu am acolo făcut un hamac. Da, interesant. Și mașina era deschisă și avea cu capul ăla pe mașină. Că a vrut să iau o gură. Ai vrut să iei? Cut.